Bă, deja e a treia zi în care Ana nu vorbește cu mine. Ana, ce faci? Poți să mă bagi și pe mine în seamă? Doamne ferește. Băi, deci am făcut și eu un prank acum câteva zile și gata, s-a terminat. Nu mai pot să mai vorbească omul cu Ana. Bă, Ana, vino mă încoace. Ce tot mă ignor toată ziua? Alo! Bă, deci de ce ești, mă, așa supărată pe mine că nu ți-am făcut mare chestie? Bă, deci te comporți de parcă cine știe ce ți-am făcut? Hai, mă, Ana, vino cu asta, ne împăcăm să fim prieteni. Cei mai buni prieteni noi suntem. Hai, uite, te scol la un burger din ăla cum îți place ție, fără carne, cu salată, cu d-astea, că te cu ce m-am comportat urât? Spune cu ce m-am comportat urât, măcar, că e prima oară când vrei să vorbești cu mine. Păi ce, nu ai văzut ce ai făcut? Ce am făcut? Ți-am făcut și un prenculeț așa micuț, nu ți-am făcut mare chestie, nu ai de ce să te superi așa rău. E, da, păi atunci, hai, gata, ca să te iert, ia, ca să îmi cumpe, să-ți cumpăr chestii. Bă, Ana, înțeleg că merge restaurantul iară bine și de-astea, dar nu ne permitem să aruncăm banii pe orice așa, ok? Ce chestii vrei să-ți cumpăr? Ia zi, ce? Nu mai vorbim, auzi? Păi spune-mi ce chestii vrei, spune-mi, de exemplu, ce chestii ai nevoie și îți cumpăr. Hai, zi-mi ce chestii ai tu nevoie, hai, ia zi, tot ce ating? Adică tot ce... What? Adică tot ce atingi? Spune mai exact, ce... cum adică tot ce atingi? Pe ce pun mâna, cumperi? Deci mușcă-l... Bă, nu-l pune pe Dragoș să mă muște, ok? Hai să vorbim civilizat fără să-l pui pe Dragoș pe mine. Deci cum adică, stai că nu înțeleg. Adică ce vrei să cumperi mai exact? Hai la mall. Ok, dacă mergem la mall... Gen, orice văd cu... Bă, da, știi că nu am bani infiniți, gen, nu dețin eu mall-ul sau ceva, adică n-am atât de mulți bani. Asta este... Ei pe datorie... Nici măcar nu pot să iau pe datorie. Păi și ce, vrei să mergem la mall și ce să facem la mall? Deci vrei să-ți cumpăr chestii la mall, ok, dar să știi că... Mamă, ce... Bă, da, nu mai parca mașina așa aproape de mine, că mereu intru ea. Ok, deci mergem la mall și îți fac cinste cu niște mâncare, ce părere ai? A, ți-e foame, eu zic că este foarte, foarte bună. Nu vreau hăinuțe chestii. Doamne, bă, ce hăinuțe, mă, Ana? Amă, că faci mișto. Gata, Ana, am ajuns la mall, ia, gata, hai, poți să te dai jos. Hai la magazin. Păi cum adică la magazin? Bă, dar tu te schimbi așa cum ai tu chef. Ia, uite, Doamne, ferește. Am înțeles, bine, hai că las mașina aici atunci. Stai că vin acum, îmi e foame. Dintr-o dată e foame. Dintr-o dată e foame, Anei, n-are nicio treabă. Na, că vrea la magazin acum. Zi, mă, Ana, ce vrei de la magazin de aici? Ce ți-e ție foame? Ia uite, vrei o pizza din asta cu... Da, tu vrei pizza cu salam. Ce faci cu carne? Eu nu înțeleg. Ce fa... De ce e chestii cu carne? Nu are niciun sens. De ce... Doamne ferește. Ok, înghețată, înțeleg, înghețată. Bine, dar să știi că nu știu câți bani am. Adică am cardul cu mine, dar iau și eu ce văd. Păi, da, da, chestiile astea sunt gen cam scumpe, gen, nu știu dacă știi, dar vai, bă, astea chiar sunt scumpe. Stop. Bă, Ana, gata, ai luat destule chestii, Doamne. Dar ce e, bă, revelionul? Ce facem cu atâta șampanie? Le vând eu? Cum adică le vinzi după? Ce sens are? Mai bine îți dau direct banii decât să stai să le vinzi tu. Doamne ferește. Bă, Ana, dar tu n-ai reducere de angajat măcar sau ceva, nu știu, iau de... Na, uite ce tu, ce își cumpăra, Ana. Bă, tu nu mănânci carne, nu mănânci... Vai, bă, ce tu cumperi pe aici? Doamne ferește. Bă, Ana, bă, te rog eu mult că nu am bani infinit, deci serios, eu nu pot să-ți cumpăr toate astea. Ți-am luat și, bă, n-am ce să fac, uite la șampania asta aici, pun-o înapoi că n-am cum să cumpăr atâtea chestii, omule. Bă, tu ce-mi dai aici? Doamne, baghet, pepperoni, nici nu mănânci pizza cu pepperoni, nici burger, nici hot dog, tu nu mănânci carne, nu mănânci toate astea. Păi e pentru, Doamne ferește, Ana, nu cred că am bani de toate chestiile astea. Deci dacă ți iau astea, mergem acasă, că nu mai am ce să mai... Cum adică, ba, da? Bă, tu mă șantajezi ca să fim prieteni, trebuie să-ți cumpăr chestii? Cum vine chestia asta? Au, nu mai da în mine. Bă, sunt prea multe chestii, deci o să mă coste toată casa, o să o dăm aici. Ce are? Oh my god. Doamna casieriță, vă rog frumos, nu știu unde a plecat... A, uite, aici, nu știam unde a plecat prietena mea, Ana. Deci nu știam unde a plecat prietena mea, Ana, dar aș vrea să plece de aici ca să nu vadă că n-am pus toate chestiile acolo. Glumesc, nu, le-am pus pe toate. Tot ce ai atins tu, Ana, chiar e acolo. Cât costă? Vă rog frumos, puneți-mi un preț ok, că nu știu dacă am bani, nu de alta. Totalul este 300 de lei. Wow, leu, 300 de lei, că nebunesc. Cash sau card? Da, ți-mi pe card, că... Na, nu mai zic nimic. 300 de lei, Doamne. Ok, Ana, cred că mai am undeva la vreo 20 de lei pe card și nu știu ce vrei să luăm din mall de 20 de lei. Îmi cumperi mall-ul,
Nu cred că am bani să-ți cumpăr molul. Ok, Ana. Deci eu chiar cred că m-am revanșat pentru prank-ul ăla. Ți-am luat chestii de 300 de lei. Facem promut, nu, haide. Ce să facem sus? Nu avem ce să mai cumpărăm, că nu mai am bani pe card. Vă simt ceva tare rău. Bă, nu mai am bani, nebun. Doamne ferește, bă, n-ai cum. Deci cu Ana n-ai cum să te înțelegi, ești nebun. Bă, bă, hai urcă sus. Doamne ferește, bă, nu am bani. Ce vrei să faci? Ia, ia, unde vrei să mergem? În ce magazin? Bă, zici că sunt cu copilul mic după mine, n-am văzut așa ceva. Ia, uite, ce mi-arăți aici? Doamne, covor, covor urs de 200 de lei? Bă, tu faci mișto, covor urs de 200 de lei și îmi dai un... Da, mulțumesc, m-a ajutat foarte mult ăsta. Cred că tocmai am mâncat 30 de lei, nu știu cât era un homar de la. Deci, nu, dar nu-ți place covorul ăsta? Ia uite, Ana, covorul ăsta. 15 lei, ești nebun? 15 lei, ești nebună? Ți-l pun în pat covorul ăsta. Bă, bă, nu atinge-mă ăsta. Doamne, ursache. Da. Să trăiți ursul ăsta de 200 de lei, dați-mi și mie pe car dacă se poate. Dacă, a, nu-l mai aveți în stoc, auzi, Ana, nu-l mai are în stoc. Ai, o zi mai proastă. O zi mai proastă. Doamne ferește, deci nu o să te iert pentru chestia asta, fără niciun mișto. Mulțumesc, să trăiți. Da, chiar îmi doream foarte mult de când eram. Uite, Ana, poftim, ia-ți ursul, covorul urs. Doamne ferește. Deci, bă, nu pot să cred, bă, pe ce dau banii. Bă, Ana, tu îți dai seama cât am strâns eu la banii ăștia. Deci am avut o perioadă proastă cu banii. Acum ne merge și nouă puțin bine cu burgeria și... Doamne, ce mă ăsta? Ia uite, mă, pe ăsta, ce mă, robotul ăsta aici? De ăsta voiam? Nici nu are preț ăsta, Ana, n-are preț. Îmi pare rău, nu avem bani de ăsta. Ai, mamă, ce mă, televizorul ăsta? Mamă, mamă, nu. Hai să mergem de aici, Ana. Gata, ne-am distrat. Avem televizor. Avem televizor acasă, gata, ne-am distrat. Hai să mergem, Ana, nu trebuie... Băi, nu trebuie să stăm aici la televizoare. N-avem ce vedea aici, gata, haide. Haide, putem să ieșim din mall. De fapt, nu mai avem nimic de văzut în mall-ul ăsta. Gata, hai să mergem. Bă, n-are sens, bă, Ana. Ce-ți mai trebuie să mai ai din mall-ul ăsta? Că cred că am cumpărat destule chestii. Chiar cred că, bă, nu trebuie să știi tu nimic. Gata, e ok, am cumpărat. Vreau și o calculator. Ana, hai să totuși e destul de scump un calculator. 800 de lei, gen. Pe carte să-l iau... Pă, ce carte? Îmi iau două. Nu cred că e cazul să... ok. Bă, stai, nu. Nu, deci nu, două nu, e exagerat. Unu, dacă vrei, îți iau. Dar două n-ai ce face cu două, ce faci cu... Bă. Doamne ferește, bă, Ana, nu avem, bă, banii ăștia. N-avem atâția bani. Lasă că ai bani. Nu am bani. Am doar bani strânși de o viață. Îl vând eu pe mai mult? Cum adică îl vinzi tu pe mai mult? Ce, asta e o boxă, Ana? Ia uite, Doamne ferește, bă, gata, că deja cât costă? 800 cu 800, 1600, 1700 de lei, mamă, 1900 de lei, gata, oprește-te, Ana, că n-avem ația bani. Laptop, ce mai faci cu laptop? Că ai bă, calculator, ai două calculatoare, ce mai faci cu... Doamne ferește, 2550 de lei trebuie să dăm deja. Bă, Ana, gata, oprește-te. Console avem, chiar avem consolă. Cum adică? Bă, gata. Ia uite ce le-a pus vini, ești nebun? Doamne ferește, bă, ce... Nu ai loc unde să pui astea acasă, Ana. Nu ai loc să pui toate chestiile astea. Bă, pe bune, nu avem unde, n-avem ce face cu atâtea, Ana, oprește-te. Ok, mulțumim foarte mult, o zi bună. Ok, Ana, deci mă bucur că am putut să mă înțeleg cu tine, măcar să-ți iei mai puține chestii. Deci, până la urmă, ce ți-ai luat? Deci, ți-ai luat un green screen, un calculator și o boxă. E mai ok decât să-ți iei două calculatoare, că n-aveai ce face cu două calculatoare, ok? Chiar nu aveai ce face, dar să zicem că mai merge așa, dar tot nu știu unde ai loc să spui toate alea. Putem să mergem acasă acum? Chiar simt că am cumpărat destule chestii, hai... Unde mai mergem, bă, Ana? Unde vrei să mai mergem? Ia, mă duci de la un etaj la altul, mă frici pe scări. Mă, ce mai... Ia, uite-o. Ce vrei să cumperi? Ia, uite. Da, fură de la ăștia ciocolată. Bă, știi ceva? Dacă sunt mostre gratuite, ia că iau și eu. Dă-sta acasă. Să luăm dă-sta acasă. Oh my god, trebuie să vorbesc cu ăștia, să vedem. Două. Bă, nu mai lua două, că n-avem ce face cu două, ok? Dacă vrei vorbesc. Ok, scuzați-mă, cam cât costă fântâna asta de ciocolată? E scumpă, o reducere, ceva? Cât? 150 de lei?
Da, bănuiesc că nu e atât de rău, 150 de lei. 3 atunci? Nu, bă, n-avem bani de 3, Ana. Luăm una. Una la tine. Nu. Luăm una și o lăsăm în bucătărie, ok? O lăsăm în bucătărie și una în baie? Ce faci cu una în baie? N-are niciun sens. Ok, o să cumpărăm una. Mai vrei ceva pe aici? Sper că nu mai vrei nimic. Gata. Deci, cred că ajunge fântâna asta, nu? Chiar cred că ajunge fântâna asta. De ce vrei o cutie din asta? De ce vrei... De ce? De ce? Ce sens are o cutie? Ok. Bine, lasă-mă. Ok, gata. Cred că am luat destul. Asta-i depozitul lor, Ana. Nu mai umbla pe aici prin depozit. Ok, du-te afară și lasă-mă să fac plata, ok? Lasă-mă să... Mamă, vă rog eu, dați-mi o reducere că nu mai am bani. Vă implor eu, dați-mi și mie ceva. Vă rog eu mult că nu mai pot. Bă, lasă-mă că plătesc aici. Deci vreau și eu asta și cutia. Măcar cutia aia dați-mi eu gratis că nu mai am bani. Disperat femeia asta că nu mai pot. Mamă, mulțumesc mult, deci rămân dator, chiar rămân dator. Promit că vin și plătesc altată. Gata, Ana, am făcut rost de o reducere de YouTuber și am luat ăsta gratis. Mi-a dat cutia asta gratis, nu vreau să mă laud, dar ci că mă știa de pe YouTube, că insistă el, că nu știu ce, adică a fost chiar de treabă. Ce facem aici, Ana? Asta... Doamne, vrem masă de... Bă, nu avem loc să punem toate chestiile astea. Mamă, dar stai șmecher, vezi că e tare. Ia, hai să-și cum unde să ia să vedem. Deci dacă mă bați, ți-o iau. Dacă nu, nu-ți cumpăr masa. Hai să vedem. Deci dacă îmi dai acum un gol... Gata, nu mai gata, nu ți-o mai iau pe asta. Gata, easy. Ba da, acum... Bă, dorăm pe ăștia pe aici. Gata, ți-o iau, stai cu minte că ți-o iau, gata, potolește-te. Cât cu... Ia, uite-o, mă, 550. Doamne, mi-e rău. Ana, cred că vreau un pic afară, că-mi vine să vomit la cât de scumpe sunt chestiile pe aici. Doamne, plată card. Da, iau și eu masa asta de hockey, da. Hai că, bip, da. Am înțeles, are bani, face YouTube. Nu mai are niciun bani, stați liniștit. Bă, Ana, gata, ia-ți chestiile și lasă-mă în pace. Uite-ți aici astea, că nu ți le car. Vino încoa să-ți car chestiile, că eu nu-ți car chestiile, fără mișto. Vezi că ți le-am lăsat acolo, dacă nu vrei să ți le iei două telefoane. Ce faci cu două telefoane, bro? Mă, ce se întâmplă? Totul este 100 de lei. Doamne, și ce telefoane vrei să-ți iei? Stai că nu înțeleg, ce telefon ți-ai luat? Deci ți-ai luat de la banană și de asta normal? Doamne, ferește, bă. Bă, dar nu mai am bani, omule, chiar nu mai am bani, fără mișto. Uite și pe ăsta. Bă, nu, asta înseamnă 300 de lei, Ana, nu am atâția bani. Efectiv, nu mai am bani. Avem? De unde avem? Că nu avem. Mai dă și tu măcar ceva, plătește și tu măcar un telefon, dă și tu 100 de lei acum. Ia uite că are și ea bani, mă. Am înțeles, deci ai și tu bani, bine. Hai, dați-mi, uitați, plătesc aici, o să vă las aici 100 de lei și restul mai dau 200 cu cardul, e bine? O zi bună, hai, lăsați-mă că am înnebunit. Deci gata, Ana, putem să mergem acasă, te rog frumos, gata, chiar cred că le-am făcut pe toate. E timpul să mergem și noi acasă, să stăm liniștiști, hai la masă. Mă, abia ți-am cumpărat chestii de mâncare, ce masă vrei să mă... Ia uite-o, bă, abia am luat chestii, Ana, abia am cumpărat, bă, bună ziua, ce... Ce bună ziua, Doamne, tot meniu? Păi nici măcar n-au, nici măcar nu cred că au meniu, nu vezi că n-au deschis încă, Ana? Bă, ce faci, bă, nu vezi, ce face bucătărie? Nu cred că au deschis încă aici. Stai un pic așa, lasă-mă să vorbesc. Bună ziua, prietena mea e mai specială, stai bă acolo. Spuneți-mi că n-aveți nimic de mâncare, nu acum, cred că e pauza de masă, n-auzi că sunt în pauza de masă, nu gătesc acum, Ana, hai acasă, gata. Am cumpărat destule, haide. Nu are bă, Antonio, nu vezi că s-a săturat de tine, Antonio, hai, gata, hai acasă, nu mai are mâncare, e în pauza de masă, e... Bă, nu mai sparge pe aici iară. Bă, deci ăștia o să ne dea interdicție pe viață dacă mai spargi chestii pe aici, Ana. Hai, scuzați-ne, ne pare rău, ne pare scuze. Gata, mamă, prietena mea e mai sălbatică. Trece acasă, Ana, Doamne, ferește. Ia uite, bă, mi-a luat mașina iară. Mamă, câte fac eu pentru Ana ca să fim ok, să... Dă-te jos din mașină, hai, trece mașină și... Mamă, zici că-s cu copilul mic, că n-am văzut așa ceva. Deci nu pot să cred că m-ai făcut să mă opresc să-i mai luăm și chestii lui Dragoș. Dar ce a fost ziua lui, că am luat la mâncare de... Bă, dar oricum avem o groază de mâncare, că Dragoș mănâncă mai mult pizza decât mâncare de câini. Nici nu știu de ce am luat atâta... Ia uite, m-aș și speria, Doamne, Dragoșe. Ia că m-a nebunit stăpâna ta, ia aici, uite, ți-am luat un os din ăsta, mai e unul de rezervă. Am luat la mâncare de nu mai pot, nici nu știu unde să mai pun, ia. Ce face Ana? Uite unde pune ea telefonul. Na, pentru ce am făcut noi această investiție? Foarte bună această investiție. Ia. Ia uite, bă, sună telefonul ăsta. Bă, mă, sun singur de pun telefon pe altul. Mă, ce se... Doamne, ferește. N-am văzut bă așa ceva. Bă, Ana, ce facem cu 10 telefoane?
ce ai făcut, cum adică, hai afară, păi ce să mai facem, aolo, măi, nebunit, Ana, bă, am fost mai mult sclavul tău decât să, ia, na, că a pus masă, dă asta, să mai jucăm, să te mai bat toată, nu, ia, dă-i, ia, hai să vedem, hai să vezi ce te bat acum, stai așa, stai, uite, fii, vezi-o pe asta, stai un pic, uite acum, hai că am dat-o, stai așa un pic, acum, stai, acum, da, mă, da, n-ai cum să o dai cu mine, Ana, îmi pare rău, o vindem, gata, ne-am jucat cu ea, hai că ne-am distrat și cu masa, gata, Ana, deci, oficial, să știi, îți spun de pe acum, s-a terminat, gen, gata, nu-ți mai, ia uite, doamne, de ce l-am luat pe alb, de ce l-ai cumpărat pe alb, cred că trebuie să-l ducem înapoi, sau lăsăm așa alb, doamne, e mai frumos. Uite, știu, doamne, băi, e pufos, dar e cam ciudat, gen, că e un urs, gen. E puțin ciudat, cred că o să-l punem în alt loc, gen. Mai trebuia să cumperi... Nu mai trebuia să mai... Ia, mamă, boxe, ok, asta e șmecheră, să o conectăm la ăsta. Aici nu știu de ce ai pus chestia asta aici. Mă, mai pus fântâna, asta e șmecheră, ok. Fântâna asta chiar e tare, Ana. La asta n-am ce zice și ne facem așa cu cafea dimineața, știi ce zic? Bă, vezi că e o idee șmecheră asta. Deci asta chiar e o idee tare, cu o cafea și cu niște bezele din astea. Ia uite ce a pus. Mă, tu ai pus difuzor la gunoi, la ce ai pus? Doamne ferește. Măcar mai pune și tu un frigider de mâncare aia să nu se strice, de-am cumpărat-o. Și în camera de gaming ai pus tu ceva, măcar nici n-avem ce să punem. Nici nu știu unde să spunem calculatorul, Ana. Trebuie să vedem unde spunem și calculatorul. Doamne ferește. Deci după ziua de azi, fii atentă, bă, ascultă-mă bine, Ana. Uite câtă mâncare, doamne, lasă-mă că m-ai nebunit. Uite, spun și mâncarea lui Dragoș în frigider că m-a ținut nebunit. Ia uite, a pus și ia dă-mă că să mai scot și eu din pagubă, ești nebun. Ia dă-i încoace. Deci, Ana, trebuie să asculți la mine aici, foarte important ce urmează să zic. Bă, nu mai ai voie să te superi pe mine în viața ta după câte chestii am cumpărat. Bă, am cumpărat la chestii, dar n-am cumpărat nici pentru mine vreodată. Hai să dai comandă de mâncare. Ce comandă, bă, du-te de aici cu mâncarea ta. Ia uite, ia-o de asta de cocos și lasă-mă, ia-o, nu că de cocos, că... Numai gata, s-a terminat ziua. Crispy Strips-uri îți cumperi tu singură ce vrei când vrei, dar numai gata, s-a terminat ziua, Ana, gata. Îmi beau cafeaua și mă duc să stau și-o liniștit, că am stat numai de capul tău toată ziua. Nu-ți iau niciun crispy. Bă, cumpără-ți singură sau nu știu, fă ce vrei, dar gata, eu ți-am cumpărat destule, Ana. Gata, s-a terminat, lasă-mă că trebuie să posteze Luca în orice secundă și vreau să fiu aici pe canapea să urmăresc un nou clip foarte, foarte șmecher. Așa că eu nu mănânc crispy-uri. Păi, a, dar chiar că stai așa că e... Doamne, ea făcea Caterin, că eu acum m-am prins că e vegetariană. Bă, am și uitat, frate. Doamne, bă, deci m-ai nebunit toată ziua, m-ai nebunit, Ana, gata. Nu vezi că am și uitat că ești vegetariană la când m-ai nebunit toată ziua. Gata, hai, du-te la tine în cameră, bucură-te de ce ți-am luat pe aici, că văd că ai reconstruit toată camera, toată casa, nu toată camera. Și vorbim mâine, că m-ai nebunit de cap, vreau și eu să stau liniștit, să... De fapt, nu, mă bag la o sesiune de gaming, gata, asta fac. Deci, te rog, nu mă deranja. Sună lumea, nu știu, vorbește la telefon tu dacă vrei, lasă-mă în pace cu telefoanele tale. Doamne, că nu mai suport, m-a nebunit, Ana, toată ziua, gata, deci să nu te aud că mă bag la gaming, Ana. Gata, nu mă deranja, te rog frumos că sunt aici pe ele.